biografia mea seamănă cu altor scriitori de aiurea care au trecut prin mai multe faze de câștigare a existenței. Adică am făcut de toate o vreme și poate nu intenționat, adică mă pregăteam să public acea carte pe care o cunoașteți, Groapa, și nu-mi plăcea cum arată în primele versiuni. Trebuia evident să-mi câștig existența și atunci făceam ce găseam la îndemână, de la meseria de antrenor sau jucător profesionist de fotbal, până la aceea de revizor sau de corector într-o tipografie. Asta este foarte bine pentru un scriitor. Găsesc că perioada aceasta de câștigare a existenței în felurile acestea a fost foarte instructivă pentru mine și mi-a oferit prilejul de a cunoaște mai ales mediul acesta muncitoresc, pe care și așa îl cunoșteam, în alte domenii, evident, dar tipografii sunt o categorie de muncitori cu totul special, foarte interesanți. Asta s-a și reflectat mai apoi în romanul Facerea Lumii, acest fundal muncitoresc pe care l-am cunoscut. De altfel, Perpesiciu spunea despre dumneavoastră că întreaga dumneavoastră creație se resimte de un timbru puternic al experienței de viață. Cât privește experiența de viață, sigur că sunt avantajat de aceste ipostaze prin care am trecut, dar cred că în ce privește creația literară nu este suficientă numai experiența de viață. Aici trebuie făcută și o investiție în fantezie. Cred eu că trebuie și un înalt profesionalism, pentru că după 2 sau 3 cărți, experiența de viață este topită în mare parte în ceea ce ai produs și trebuie să recurgi la invențiune. Ori aici este lucrul cel mai dificil. Aici se vede talentul. Da, ceea ce se numește talent, care și el este făcut din foarte multe lucruri, adică dintr-o cultură asimilată timp de ani de zile, dintr-o informație care trebuie să fie cât mai la zi, din însușirea acestor metode literare care apar ca ciupercile în fiecare zi și pe care nu poți să le ignori, pentru că lumea merge înainte și în orice meserie, nici doctorii măcar nu mai operează ca la 1940 sau 50. În fiecare zi să-i vezi instrumente noi, metode noi, și literatura operează cu cele mai proaspete unelte. Câți ani s-au împlinit de când ați publicat Groapa? Sunt 11 ani în iunie și cartea a ajuns la 4 ediții, la 160.000 exemplare. 11 ani punctați de câte apariții, Eugen Barbu? Dacă socotesc și cărțile de anul acesta, ele ajung la cifra 18.